Am așa o super magă extra impresie că o să regret că reacționez la chestia asta, dar am primit-o de la voi, așa că ce putem să facem? Bine v-am găsit, oameni frumoși, într-un nou și super genial episod. Nu uitați să dați mare, mare like înainte să începem și dacă vreți să-mi sugerați alte episoade de genul ăsta, tot felul de materiale la care vreți să reacționăm, vă aștept pe comun, pe Instagram, pe comentariile pe Instagram. Hai să-i dăm drumul să vedem despre ce este vorba. Pentru că e mai tare decât voi toți la un loc. Da, cu siguranță e mai tare. O să cânte și live. Da, și da. O să demonstreze ea acestui public răutăcios. Nu e. Deci Roxy Manelista face senzație cu nou ei hit în limba engleză. Asta e din 2009, se vede absolut execrabil. Și, okay. Nu mai râdeți de Roxy Manelista, că mă supărați, așa. Și... Dar piesa nu este live. Cum? Dar poți să ne cânti o strofă live aici și restul piesei cum vrei tu. Da? Hai, cântă-ne o strofă. Hai că după aia scânt. Fii atent că au intimidat-o pe asta, că nu știe să cânte. Dacă nu știți cine e Roxy Manelista, n-ați prins perioada de gloria OTV-ului. E o persoană care absolut n-are voce. Deci n-are voce. Da, nu cred că știe nici engleză, dar și eu, ok. Dacă am spus când și eu. Serios. Manele. Oameni buni, stați și votați pe Roxana să nu agitați. Ha. Da? Hai, Roxy, hai să te deci, auzi. Oameni buni, atenție. Concursul este în felul următor. Voi trebuie să dați SMS-uri și să spuneți, excluzând-o pe Nikita, pentru că ea e câștigătoarea de seară, da? Să spuneți dintre cei care sunt aici, Fabio, Roxy, Manelista și Emi, că Yasmin nu face parte din concursul ăsta, ea a venit nu. Să ne... Dar treci, mă, omul, odată la subiect, atât o lungești, că deja a trecut un minut și vreau să văd pe aia cum cântă. Să ne dați SMS-uri. Yasmin este deja specială, nu? Așa? Nu, trebuie profesionistă. Deci, să ne dați SMS-uri care dintre cei trei hai, este mai agreat odată, de voi că de public dau cu asta, pentru că a rămâne mai pot. În continuare era în înainte, după ce voi avea și o confruntare cu Fabio, poate. Ok, voi cântam un refren de la o piesă de a Prințesei de Aur, nu știu dacă știți. Prințesa de Aur. Asta chiar e un nume de... Cum se te cheme, mă, Prințesa de Aur? Adică e pe bune cu... Zici că e ceva serial de pe Disney. Care? Care prințesa? Las-o să cânte, că nu contează. O cântăreață de manele foarte, are o voce foarte bună. Eh, cântăreață de manele. Cum să fii și ori... În fine, aha, hai să... Bine. Cele mai frumoase zile sunt acelea lângă tine. Hey! Cântă foarte bine, mă, ce aveți? Abțineți-vă, dragă, lăsați-o până la capăt. Până și la capăt. Dar de ce râdă ea? Și mai ales, ea, oricum, râd la comandă. Adică, de ce ar da... E atât de cringe. Da, zi, Roxy. Cele mai frumoase zile. Deci pe bune, nu? De pe bune acum, bă, dar chiar vă bate joc. Deci chiar râdeți de vocea mea. Eu sunt mega talentată și voi râdeți ca proaște, că sunteți niște proaște acolo în spate. Scot afară. Cele mai frumoase serii Alo? Doar la Lazarus Show. Coordonatorii publicului. Mamă, ce bine că nu mai există emisiuni de gen... Ba, există, așa-i? Există, încă există, da. Blocați publicul. Publicul mucles. Sunt oameni care se uită mucles, la așa ce... Uitați-vă la mine, hai, vă rog eu frumos. N-am bun, Roxy, hai, să revenim, again. Hai, cântă. Nu mai, gata, nu mai, deși... Bă, ați emoționat-o, mă, lasă să-și cânte playback-ul ăla în engleză. Hai că a început Fabio, ia. Bine, Fabio, hai, dați drumul la muzică. Fabio, nu-s castraveți. Știți că castraveți a mers pe hai să vedem în engleză. Hai, cântă-ne. Atenție, atențiune, cântă Roxy Manelista. În English. Ia. Yeah. Deci dacă mi-intră copyright la așa ceva, de... Ia să vedem. Touch me in the night, touch me in the day, touch me all night, touch me baby. Touch me in the night, touch me in the day, touch me all night, touch me baby. Man, dar cum e posibil că efectiv nu există autotune atunci? Că n-ai cum să falsezi și pe piesa înregistrată în studio și să nu fii pe beat. Vă realizați că nici măcar nu e pe beat la piesa înregistrată în studio? Adică... Touch me in the night, touch me in the day, touch me all night, touch me baby. Touch me in the night, touch me in the day, touch me all night, touch me baby. Touch me in the night, touch me all night, touch me baby.
Hai, cântă. A, asta a fost toată engleza. L-a fost refren. Bă, da, efectiv, sunt trei cuvinte aici și efectiv nici măcar pe alea nu știe să facă playback, dacă vă vine să credeți așa ceva. E în șlap cumva? Zici că s-a stricat zi. Fii atent, stai că începe strofă nouă. Nu, stai. Stai că trebuie să mă concentrez. Bă, dar adică chiar nu iubea nimeni pe femeia asta, de efectiv măcar, bă, dacă prietenii, sau să zici că n-ai prieteni, să zică cineva, mă, n-ai voce. Măcar să zică mama ta care ți-a dat viața, sau măcar, bă, cineva, băi, Roxana, tu n-ai voce, dar nu numai că n-ai voce, n-ai ureche muzicală și ești, nici n-ai prea, ești, chiar nu prea ești cu viața așa, adică chiar nu te pricepi. Bă, deci dacă mă duc acum pe câmp, găsesc efectiv 5 ciobani care să cânte mai bine la prima... Mai rău sunt. Deci mi s-a ridicat părul prin anumite zone ale corpului unde nu știam că am păr. Vai rău e. Asta a fost tot, ok, wow. Stai, e gata sau mai urmează? E cel mai greu să faci. S-a stricat banda cumva? Nu, e cel... E cel mai... Oprește-te, mă, că, mă, Nikita, oprește-te că o super pe asta, adică chiar nu se face așa ceva, măi, dar chiar e pe bună, ne bate în joc, Nikita? Măi! Ea cântă într-adevăr frumos! E cel mai greu să faci playback, se pare. Roxy, îți place mai mult să cânti live? Da. Cum? Hai, cântă-ne totuși o strofă live și rugăm pe publicul nostru să fie respectos. Deci de aia piesa e înregistrată în studio, nu a sunat bine pentru că ai indispus-o publicul și atunci de dinainte a fost înregistrată prost, dacă mă înțelege cineva? De data asta. Vai de viață. Hai, Rosi, curaj. Ce public nesimțit, bă. Cele mai frumoase zile sunt acelea lângă tine. Asta simt, asta îți spun, te iubesc ca un nebun. Mă, poate ea chiar are anumite probleme și nu-și dă seama că nu... N-ar. Poate chiar n-a, e posibil. E posibil și poate oamenii aș ba joc acolo de nu știu. În fine, am ajuns, mă simt prost un pic. Da, în fine. Mulțumesc tare mult de vizionare. Nu uitați de like și subscribe, toate cel pentru a te sugesti. Vă aștept pe Instagram-ul meu pentru comentarii. Ne vedem pe secțiunea de comunitate a acestui canal. Nu e așa? Pentru că aici nu vrea YouTube-ul să avem comentarii. De ce? Nu mă întrebați. Poate nu o să aflăm niciodată. Cred că și peste 10 ani, dacă încă suntem aici, noi nu o să avem... Nu știu. Na. În fine. Vă pup și ne vedem data viitoare. Touch me in the night, touch me every day, touch me... Baby... Nu mai știu cum... Something you don't wanna miss. The best part, I got you on the list. All access.